Sectorul 6 al capitalei nu va avea luminițe de Crăciun în acest an. Decizia a fost luată de către noul primar, liberalul Ciprian Ciucu. Edilul susține că iluminatul festiv ar fi costat în jur de 500.000 de euro, bani pe care îi poate folosi pentru o creșă sau pentru asfaltarea unei străzi. În schimb, în partea de vest a țării, un alt primar proaspăt ales are o opinie diametral opusă. Edilul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat că nu renunță la iluminatul festiv. Primarul sectorului 6 a explicat de ce a luat decizia de a nu împodobi sectorul în această iarnă. Știți ce? Chiar dacă nu mi-ajunge de o creșă, dar mi-ajunge de o jumătate de creșă. Să mi-ajunge să echipez modern o școală. Sau poate mai mult. De un drum poate să mi-ajungă. Depinde cât de mare este drumul. Asta este ceea ce cred. M-am pus cumva în pielea mea de dinainte de a fi primar și m-am gândit ce mi-aș dori eu să facă primarul anul acesta. Să pună luminițele sau să deceneze banii câte ceva mai important. Mai mult, actualul edil susține că decizia irațională de a cheltui atât de mulți bani a fost luată de fosta administrație social-democrată. Ceea ce știu este că sectorul 6 nu este acoperit de primăria capitalei, din câte am înțeles, este o decizie mai veche a Gabrielei Firea. Nu prea s-a înțeles cu fostul primar pe vremea aceea, Gabriel Mutu, când au făcut designul. Și fostul primar a decis ca să se ocupe personal de iluminatul public și a contractat două firme, una care să asigure iluminatul festiv în sector și una care să asigure iluminatul festiv doar în parcul drumul Tabelei. Edilul promite însă bucureștenilor că la anul se vor putea bucura de un Crăciun luminat cu instalații de calitate foarte bună și la un preț accesibil. O să mă ocup să avem și luminițe de la anul și în anii următori, dar vreau să fie mai de calitate și la un preț mai accesibil. Ținând o licitație mai mult timp publică, făcând-o publică, îi prospectând mai bine piața, invitând operatori economici din mai multe zone, pentru că doar competiția poate să asigure un raport calitate-preț bun.